Dozele de vaccin anticovid nu sunt suficiente pentru toată lumea, iar țările bogate încearcă să se bage în față. O spune limpede directorul OMS. Colega mea, Petronela Xindea, a urmărit subiectul. Petronela, la ce țări se referă directorul Organizației Mondiale a Sănătății? Să știi că a evitat să ofere numele vreunui stat, dar a spus răspicat că țările bogate încearcă practic să monopolizeze dozele de vaccin împotriva coronavirusului, iar asta face ca distribuția serului să fie una inechitabilă, pentru că țările sărace ajung fie să primească prea puțin ser, fie să nu primească deloc. Dar cum fac asta țările bogate, Petronela? Prin încheierea unor contracte individuale cu firmele producătoare de vaccin și astfel ocolesc acea structură care a fost creată la nivelul OMS, tocmai cu scopul ca vaccinul să ajungă în toate colțurile lumii. Această structură are și un mecanism de finanțare care permite unui număr de 92 de economii cu venituri mici sau medii să aibă acces la vaccin. Petronela, nu este prima dată când șeful OMS critică țările bogate pentru aceste practici. Mi-aduc aminte în mai multe rânduri declarațiile lui. S-a schimbat ceva după aceste declarații? Să știi că nu s-a schimbat absolut nimic. Țările bogate continuă să negocieze cu producătorii de vaccin și, ca să îți faci o idee despre amploarea fenomenului, îți reamintesc ce spunea șeful OMS în urmă cu o lună. 39 de milioane de doze de vaccin au fost distribuite în 49 de țări bogate, în timp ce într-o singură țară săracă au fost distribuite doar 25 de doze.